Fotbalul în Nămol are foarte multe în comun cu fotbalul mare, doar că aici jucătorii nu prea se plâng de calitatea terenului. The rules are very similar to normal football. The only thing is because it's not as serious, we don't bother with offside, and because of the mucky conditions, the ball is dropped onto a foot to start anything like a throw-in or a penalty or a kick-off. Echipele participante au avut în lot jucători de toate vârstele. Amazingly difficult. No skill involved whatsoever. It doesn't matter how you play on grass. When you get onto that mud, it's completely different. It's just every man, woman for herself and just go for it. You know, head towards goal, that's it. Acest gen de sport a apărut pentru prima dată în Finlanda. În prezent, turnee de fotbal în noroi se desfășoară în Brazilia, Olanda, China și India. La competiția din Scoția au participat 16 echipe din Europa, iar învingătoare a devenit echipa locală Team AK.